Lecția următoare este religia ca instituții clericale și business. În epistola lui Iuda este scris ce rezultă din împletirea slujbelor sfinte și condiția creștinului firesc. Sau cu alte cuvinte, ce-l ține pe liberal încă la biserică de nu se duce în lume? Și de ce formaliștii rezistă? Iuda 1 cu 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi topnati și fără rod, de două ori morți, desrădăcinați, oameni care au fost cândva înfiați, plantați, păstrând simbolurile în grădina Domnului. Și au rămas printre credincioși, fiindcă mănâncă bine. Și pot să stea mascați la mesele lor de dragoste. Niște valuri înfuriate ale mării, care spumegă rușinerile lor. Niște stele rătăcitoare cărora este păstrată negura întunericului pentru vecie. Iată că și atunci erau astfel de oameni. Și recomandarea scriitorului este exact cea care v-am dat-o. Ca să scăpăm de ei, trebuie să fim pasionați și marcați de lucrurile Duhului. Exact de salutul dumneavoastră, mi se pare. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Fiindcă nu vrem să rămânem cu viața aceasta, o vrem pe cealaltă. În mod special, de când a apărut economia de piață, cu firme și topuri în toate domeniile, aspectele acestea au intrat și în biserică. În plan eclesiastic sunt fel și fel de ierarhizări care au rolul unui câștig. Și nu mă refer numai la preoți sau la episcop, la reverenți. Există o industrie în domeniul cântecului. Există o altă ramură a industriei religioase în domeniul obiectelor idolatre. Mi-amintesc că am vizitat toată Vaticanul și am tot căutat după loc de parcare în jur, vreo 3-4 străzi de jur împrejur, nu găseai să-ți cumperi ceva să mănânci, numai obiecte idolatre. Cât de prosperă este industria aceasta. Cu nimic nu se poate face slavă, avansare și bani ca pe for religios. Și iată ce scrie în 1 Timotei, capitolul 6. Noi studiem pe toți, începând cu Papa de la Roma, de eu vreau să ajungem și dumneavoastră să vă opriți în dreptul lucrurilor care ne afectează pe noi. Nu-l schimbăm noi pe el. Noi îl amintim că e în temă. 1 Timotei 6, de la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie. Și cine e plin de mândrie, avansează și nu știe nimic. Aici e paradoxul. E plin ca socul, cum spunea cineva, e gol, dar de mândrie e plin. Ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, cleveterile, bănuielile rele. Zadarnici lecționiri de vorbe oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred. Ce cred? Singur lucru cred. Că evlavia este un izvor de câștig. Ei știu ce cred. Că de aici poate să iasă ceva. O poziție în biserică sau un ban. Cunoașteți relatarea aceea când un bărbat s-a întors acasă și i-a spus soției că n-a mai fost reales în comitet. Și i-a spus, băi, dar nici măcar un loc n-ai apucat și tu. Și chiar l-a sunat pe păstor, dar frate, nu se putea face vreo modificare cu numărul de membri, să apuce și el un loc. Dar evident că putea să facă aceeași treabă și în afara comitetului. El nu vrea să facă treabă. El vrea să ocupe o poziție. Uitându-ne la istoria bisericii,
În vremea apostolilor ea a fost o mișcare, adică a fost vie. Începând cu perioada patristică, s-a instituționalizat, a fost filozofie mai întâi la greci, apoi la perioada romană s-a instituționalizat. În ultima vreme, ea, religia mai mult a devenit un business. De exemplu, există Asociația Oamenilor de Afaceri și să nu credeți că toți care merg acolo sunt neapărat creștini. Dar este o piață a muncii și omul are interes. Eu știu că cineva de aici mi-a spus că în urmă câțiva ani venea unul la biserică să mai vorbească cu unul, să prindă un loc de muncă, nu? Nu neapărat că le ardea să vină înaintea Domnului. Da, poate că i-a prins Domnul venind aici și a mântuit și or fi aici acum, în mod sincer, nu formalist, Domnul să-i binecuvinteze. Doar în viitor se pare că se vor sătura oamenii și de business și își vor da seama că biserica a fost cea mai mare firmă fantomă. Și în Apocalipsa 18 se dezic de asta și în viitor religia va deveni o mișcare ocultă, dar asta e lecția de mâine. Privind în istorie, Ciprian în secolul III a fost cel care a formulat teoria petrină, potrivit căreia papa este succesorul lui Petru, bazându-se, de exemplu, pe Ioan 21, unde Domnul a spus Paște, oițele, oile și mielușeii, uitând că Petru zice în întâia sa epistolă, capitolul 5, eu care sunt un prezbitor, ca voi. În anul 440, Leo I pretinde supremația Romei față de celelalte centre episcopale, Antiohia, Ierusalim, Alexandria și Constantinopol, iar Grigorie I se instalează ca primul papă în anul 590. Dar rețineți, el și-a vândut toată averea și-a dat-o la săraci. Dar de la el a rămas ca unul papal. Aparent, a făcut o faptă enormă. El nu se auto-intitula papă, el a spus că este primul între egale. Ideea aceasta nu rezidă de nicăieri din Noul Testament, primul între egale. Apoi, ceea ce a fost specific Bisericii Catolice a fost mântuirea prin plată. Indulgențele, slujbele. Și astăzi sunt țări în Europa unde se cotizează direct prin fiscalitate la biserică, motiv pentru care unii se dezic de biserică pentru a nu mai plăti. Nu știu dacă a fost și pe aici, s-a pocăit, pare mi se, un indian sau oricum din zona asiatică, unul care a intrat într-o relație cu un român și românul când a pus mâna pe bani, el l-a lăsat fără și ajungând în București fără bani s-a gândit ce să fac. S-a dus la o biserică ortodoxă să se roage preotul pentru el să-și găsească o sursă. Nu mai avea nici cu ce să întoarcă înapoi în Italia, de unde venise atunci. Și preotul i-a spus, mi-a tăiat străin, te las totuși la un preț, fiindcă acum ești într-o condiție mai disperată, dar mai puțin de un dolar nu poți să las o rugăciune. Și omul a spus, dar n-am nici bani de bilet, nu mai am. Și Domnul a vorbit, nu rețin exact, unui credincios sau unei surori credincioase, unde să-l întâlnească, l-a dus la biserică și evident nu doar că s-a rugat fără bani, dar l-a ajutat și acesta a fost momentul întoarcerii lui la credință. Și astăzi umblă prin biserică și mărturisește felul în care Dumnezeu i s-a descoperit. După anul 300, când s-a instituționalizat biserica și a devenit religie de stat spre finalul secolului IV, s-au înființat diferite ordine monastice, s-au înființat chiar ordine militare religioase în perioada cruciadelor, plus tot celălalt comerț religios, obiecte de cult, cărți, casete, jocuri, concursuri, mănăstiri, turism religios. Și vreau să vă citesc în privința aceasta din Fapte 19, cât de mult țin oamenii la acest aspect, 19-23. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a chemat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, oamenilor, știți că bogăția noastră târnă de meseria noastră? Și îi vedeți și au zis că Pavel acesta nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a bătut mult noroc și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Și au adunat o mare masă de oameni nefesti și au strigat timp de 2 ore. Mare este Diana efesenilor. I-au potolit dregătorii
Și ei nu știau de ce s-au adunat, dar comercianții știau de ce i-au adunat, nu? Ca să nu își piardă câștigul. În Fapte 8 îl întâlnim pe Simon. Ca să vedeți că lucrurile acestea vin din religiile păgâne, de aceea v-am dat exemplu acesta întâi. Că eu nu cred că și cu banii făcuți din urma Dianei Efesenilor s-au făcut mai mulți bani decât s-au făcut din vânzarea iconilor și a obiectelor despre Maria Fecioară. Deci ăștia ar face mai mare grevă că au făcut mai mulți bani. Dar întâi au fost în religiile păgâne. Aici în Fapte 8 întâlnim în biserică. Citesc de la versetul 19. Simon a zis, după ce le-a dat bani. Să nu credeți că el făcea minunile până atunci fără bani. Că n-avea altă meserie, numai ca să se ocupa. Deci banii le-au făcut din așa ceva și tot în așa ceva a vrut să investească. Dar i-a făcut în păgânism și a vrut să investească în creștinism. Că astăzi sunt mulți care se pocăiesc și înainte au practicat o anumită artă și acum vin să practice artă la noi. Mulți cântăreți populari, de exemplu, nu știu cât de mult s-a produs schimbarea în viața lor, dar pot să trăiască și acum pe banii fraților, ca să nu zic a Domnului, că poate nu sunt toți copiii Domnului, poate mai lejer și mai bine ca înainte. Dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru a zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Credeți că numai Iuda a murit cu bani cu tot? Mulți mor cu bani. Nu bani munciți, că nu-s materialiști. Bani eclesiastici. Și cu ăștia se moare mai ușor, cu ăștia se moare direct. Cu banii materialistului se moare indirect. Că el merge după bani și nu mai vine la biserică. De asta moare la biserică. N-a putut să fie acceptat, a fost dat afară și vreau să citim din Matei 8, unde Domnul trimite pe ucenici ca să nu fim înțeleși greșit. Matei 10 cu 8. Citim chiar de la 7. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția celor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, culăsiți pe leproși, scoateți afară demoni, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâile voastre, nici traiste pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, nici căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Dar ce credeți, când merg oamenii în misiune, ca și la evrei în pustie, nu li se mai rot pantofi? Da, de unde? Există consum. Am fost cu un frate la evanghelizare la Cujir și parcă am profețit, predicam din Fapte 16 cu Pavel în Filipi și am zis, fraților, trebuie să suportăm și greutăți dacă facem evanghelizare. Poate avem pană la mașină și când am ieșit afară, în lanț toate mașinile câte au fost, fiecare avea cel puțin două pene ca să nu ajungă rezerva. Unii aveau câte trei. Deci se uzează. Există consum și Domnul i-a trimis fără bani. Eu personal cred că dacă Simon îi spunea la Petru și la Ioan, poftim, țineți niște bani ca să vândi la Ierusalim, să aveți să vă cumpărați ceva din satele samaritenilor, cum făcuseră atunci când Domnul a rămas la fântână. Nu era o problemă. Vom vedea imediat exemplul lui Pavel. Dar el a vrut ca prin slujbe să câștige bani. Este o totală diferență între întreținerea unui lucrător și plata slujbei. Le-a spus, fără plată ați primit, fără plată să dați, dar mâncare lui să-i dați. Că zice Pavel în Fapte 15, e puțin lucru dacă după ce vă dați darurile spirituale, voi îi dăruiți ceva material. Deci, nu vrem să blocăm lucrarea sau să facem să sufere misiunea cu tema aceasta, nici pe departe. Numai vrem să băgăm în șomaș tehnic pe cei care n-au chemare. Vrem să le suspendăm solda la cei care nu sunt adevărat soldați. Să rămână ajutați cei care sunt cu adevărat credincioși. Dumnezeu să ne ajute. Altfel, se creează o sferă, ea este deja creată, dar ea are tendința să afecteze și Biserica Pentecostală. De exemplu, nu sunt împotriva literaturii creștine. Bă, încă trebuie și pe internet și pe toate mijloacele să evanghelizăm. Să folosim
orice ocazie, de la internet până la afișe, de la o exprimare la o singură persoană până la o evanghelizare în masă. Dar să nu practicăm supraprețuri și să nu comercializăm ce nu-i bun. M-a dus și am zis către un comerciant care avea librărie creștină. Mi-a dat vinzi orice. Și de-a lui Hristos și de-a lui Buddha. La dumneata stau un raft cei mai contrastanți teologi. Ai și liberali și conservatori. De ce? Se cumpără, sunt vandabile. Trec. Mi-am dat seama câtă spiritualitate are librarul. Dar dacă la fel va fi și la biserică, oricine poate să vândă orice, fără o cenzură, este normal să ascultăm o casetă pe drum. Ar fi bine uneori să o oprim, să mai cântăm noi, asta e altă problemă. Este normal să ascultăm o predică, dar nu orice. Noi suntem de vină. Îmi spunea un frate de la noi, m-a dus la studio să înregistrez și a spus, nu băga bateria așa tare. Nu se vinde dacă nu e așa. Și tu ai vrut neapărat să se vândă, am zis, nu? Concluzia e simplă. Dacă noi n-am cumpărat, ori s-ar restructura și s-ar pocăi, ori nu le-ar mai merge afacerea. Ei trăiesc din prostia noastră, nu din lipsa noastră de spiritualitate. Aici e problema. Simon n-a avut niciun succes, dar noi am discutat împreună lecția aceasta și nu vreau să insist. Deschidem la Fapte 20, să rămânem în zona paulină a lucrării, de la versetul 29. Aici a fost o întâlnire între Pavel și lucrători și le zice, știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori. Dar de ce le place la ăștia în turmă? Fiindcă ei se hrănesc cu carne de oaie. Dar nu numai carne o folosesc, și blana se îmbracă cu ea. Ei nu vor cruța turma, fiindcă ei au ca cel din Ioan 10, doar interes propriu. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă ușiriși de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe unii din voi. Tot Pavel zice în Roman 16, de la versetul 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinare și tulburare. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor. Rețineți, fac slujbă pentru stomac, fiindcă trăiesc din chestiunea asta. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ăștia-s bomboana, ăștia nu sarea, ei înșeală inimile celor lesne crezători. Știți cine crede orice vorbă, da? Omul nechipzuit. Zice Solomon în proverb. El crede orice. Este ușor de dus în eroare. Dacă noi am fi fundamentați biblic, nu i-am primit pe astfel de oameni. Sau dacă i-am primit, nu i-am mai primit altădată. Că înțeleptul nu e înțelept din făcut. El este înțelept prin educație. Și mustrarea pătrunde pe om înțelept mai mult decât 100 de lovituri pe cel nebun. El știe ce are de făcut. Să luăm dar exemplu lui Pavel, deschizând la 1 Corinteni 9. Fiindcă este necesară o selecție. Dacă nu facem selecție, rezultă Babilon. 9, de la versetul 9. În adevăr, legea lui Moise este scrisă, nu leși gura boului care trăieră grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici. Deci este simbolic. De la versetul 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce provdesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi ca să nu vă... Și nu vă scriu aceste lucruri și ca să cer să se facă așa ca mine. Căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Deci, premiul întâi rămâne acelora care o fac pentru Domnul fără să fie recompensați. Ăștia iau aurul când vine Domnul. Toată răsplata lor este sus. Totuși, chiar Pavel, măcar că de la Corinten n-a luat, că erau dificili, deci nu trebuie să iei de la oamenii care sunt de alt crez, că îi vei îmbrățișa crezul, și nu trebuie să iei nimic
de la oamenii care nu pot să dea cu inimă ceva. Iată ce spune el în Filipeni capitolul 4. De la versetul 10. Cei din Filip erau alt stil de oameni. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar n-aveați bani atunci. Vă zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Rețineți, oamenii lui Dumnezeu pot să trăiască și fără sponsorizare, dar pot să rămână sfinți și cu sponsorizare. Asta e mare minune. Să știi să trăiești în belșug și în lipsă. Să știi să trăiești în condiții modeste, încât să fii un exemplu pentru toți ceilalți. Știți, o discuție între doi lucrători, unul cu lepădare de sine și unul nu. Amândoi primiseră bani, se întorceau din misiune. Și unul a zis, băi, eu m-am dus la a doua, că am vrut să am grijă de banii Domnului. Altul s-a dus la a întâia și acum cum se justifice? A zis, eu am avut grijă de robul Domnului. Iată că oamenii știu cum să o pună, să le iasă lor bine. Pavel continuă. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legături cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele, nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umplu după câștigul care prisosește în folosul altora, Doamne, ajută-ne și nouă să fie așa. Deci, frați și surori, lucrarea lui Dumnezeu presupune slujbe. Nu se poate să nu fie nimeni în conducere. Moise, când a fost la finalul vieții, a spus, Doamne, rânduiește peste ei un om care să-i bage și să-i scoată. Dacă nu pentru altceva să deschidă slujba, să spună amin la gata. Deci trebuie să fie cineva în conducere, trebuie să ocupe cineva de o lucrare. La Dumnezeu totul este organizare, îngerii sunt pe căpetenii. Fiecare are cu cât este mai structurată o lucrare, cu atât merge mai bine. Cu cât este un colectiv de sfetnici care decid și un colectiv de oameni care lucrează, cu atât lucrarea va fi mai performantă. Dar toți acei oameni care lucrează trebuie să înțeleagă că ei slujesc. Dumnezeu n-are nevoie de șefi, numai de sluji. Cine e șef, nu mai vrea alt șef. Cine e slugă, mai vrea o slugă, așa-i? Ce numai singur să fac, să mă ajute și altul. Deci depinde cum gândește. V-am spus că în istorie doar odată au fost doi papi, unul la Roma și unul la Avignon în Franța. S-au certat. De ce nu mai pune pe altul? Să mai fie încă unul, al doilea, între egale. Ei, ceilalți cardinali trebuie să rămână pe platforma lor. Și poate acum, că este în vârstă, aspiră. Să slujim așa cum a slujit Domnul Hristos. Și când îi prindem pe unii că se ceartă care să fie sau să nu fie, să punem un copilaș între ei, nu? Și să nu vedeți copilașul. Prin copilaș să-l vedeți pe Domnul. Și doar Tatăl nostru să rămână mare, slăvit să fie numele Lui. Nu vreau să schimb eu organizările în diferite, ierarhizările în diferite organizații, măcar că nu-mi plac toate. Dar chiar dacă este așa organizația și nu poți tu să o schimbi acum, dar gândește altfel. Gândește tu cum trebuie dacă organizația chiar nu-i structurată cum trebuie. Mă refer acum în plan universal. Iar cât privește banul, Evanghelia nu poate să înainteze fără a se face sacrificii. Dar cine trebuie să facă sacrificii mai întâi? Nu cei care umblă cu Evanghelia. Ei trebuie să facă primele sacrificii. Apoi fiecare trebuie să-și aducă aportul. Mi-a zis cândva un om, nu mai are Dumnezeu oameni, la cine să dai? Du-te atunci și consumă-i tu banii Domnului sau dă-i lui, caută-l. Nu ți-i asuma ție, nu ți-i însuși tu la gândul că acum nu mai trebuie să mai dai bani. Eu nu vreau să vă fac scârciți la gândul că mulți oameni au ajuns cu bani în iad. Dați la care merge cu bani cu tot în rai și cheltuiți-i pe o carte bună. Uitați-vă mai înainte de ce cumpărați. Înainte de invita un om,
măsurați-l. Înainte de a cumpăra o casetă, nu te uita după ochi să vezi ce imagine are. Ba încă la unii, dacă ne-am uitat să vedem și ce imagine au, cred că atunci ar trebui să ne trezim, să nu mai cumpărăm. Deci faceți o investiție, dar faceți-o înțeleaptă. Că noi am putea la noi în grădină să ne facem ordine și curățenie. Nu facem noi reforma la alții, noi ne-o facem nouă. Luăm exemplul altora doar ca să ne îndreptăm noi. Luați modelul lui Pavel. El a fost exigent, dar a fost curat în privința aceasta. Și închei cu ceea ce spune tot el în 1 Timotei capitolul 6, acolo de unde de altfel am început. De la versetul 6. Vă spuneam că credința adevărată, autentică, este o umblare sinceră, reală, în evlavie în Hristos. Nu formalist, nu încerca să pari mai mult decât ești, că nu-L cucerești pe nimeni și pe Dumnezeu deloc. Fii real, dacă doar la atât, la un așa nivel ai ajuns, fii sincer. Și spune fraților, ajutați-mă, eu sunt numai în clasa întâi. La unele discipline nu avansez, dar e drept că nici nu mă prea țin să învăț. Fii sincer dacă ești până în capă, nu? Dacă cineva este orientat spre lume, este una dintre păcălelele cele mai diplomate ale diavolului. Tu spui, eu mă înțeleg frumos cu prietenii mei când mă duc. Noi nu mergem la lucruri rele, nu? Dar mergi la lucruri lumești. Diavolul, când i-a arătat împărățiile Domnului Iisus la ispitire, nu i-a arătat lucruri murdare. I-a arătat strălucirea. Vezi că ți-o arată și nu o să mai vezi împărăția. Fii pasionat spre cele sfinte. Și țineți cont și de ultima recomandare pe seama religiei care a format atâtea instituții clericale și atâtea organizații și care profită pe fondul unui comerț religios, în mod ispititor și chiar să știți că unii sunt provocați și noi am putea să-i salvăm, dacă ne-am orientat noi să facem altfel. Și acum vă citesc de aici, de la versetul 6. Negreșit evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Cu ceea ce este, cu ceea ce ai. Căci noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Trebuie să ajungem ca Iov să facem constatarea asta. El a ajuns lefter și a zis gol, am venit și gol mă duc. El a mai fost gol odată la mijlocul vieții. Dar la capete și noi suntem, nu? Cum am venit, așa ne ducem. Și atunci de ce ne marchează atât de mult? Cele care le lăsăm aici. De ce nu investim în omul dinăuntru? Gândiți-vă la pilda din Luca 16. Bogatul a ajuns pe cealaltă lume. Știți care a fost prima imagine? Din viața bogatului rezultă că pentru lumea de aici a investit totul. În fiecare zi ducea o viață plină de strălucire și veselie. Ba pe deasupra, bărbat, nu femeie, în fiecare zi se îmbrăca elegant. Probabil de aia se îmbrăca în fiecare zi, după cum evolua moda. A ajuns dincolo, l-a văzut față în față pe un necăjit. Dar știți în ce postură l-a văzut? Unde era Lazar? În brațe la un bogat. El ce-a fost în viață? Bogat, nu? Ce trebuia să-i vină lui atunci în minte? Măi, uite că Dumnezeu l-a rânduit pe săracul ăsta să trăiască în brațe la bogat. Nu l-am putut ține eu. Că te-a luat lângă mine. Că dacă îl țineam eu, mă ducea și în rai să-l țin în brațe. Că Avram are altă treabă. Fiindcă în viața cealaltă te întâlnești exact cu viața ta de aici. Nu credeți? Matei 25. Ai dat mâncare? Cu ce te întâlnești dincolo? La masă, te pune la mâncare. Ai îmbrăcat? Te îmbrac. N-ai făcut? Imaginea aia stă în față. La Iuda când a păcătuit, ce a stat în față? Banii. Și nu i-au dispărut din imagine. Asta te consumă. Imaginea din lumea aceasta pe care n-ai trăit-o corect, toată veșnicia. Măcar că el știa, i-a zis părinte Avrame. Dar degeaba. A fost un liberal total.
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ei au rătăcit de la credință, fie că e bani prin liberalism-materialism, fie prin hedonism, fie prin bani de la biserică. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Cât de tare, vezi cât de tare fug ele după tine. Și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Cât de tare să le cauți, cât de departe de tine. Când vezi că e aproape, pune mâna pe ea, dacă e departe, fugi. Aleargă până o prinzi. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Doamne, ajută-ne și nouă. Frați și surori, mă opresc aici. Duhul lui Dumnezeu merge mai departe. Și dacă îl vom lăsa, nu numai că ne va convinge, ne va și ajuta să trăim aducându-ne aminte la momentul potrivit. Amin.